Autoritățile din Bulgaria și Germania au impus din această săptămână obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile publice deschise. În Berlin, masca trebuie purtată în piețe, la cozi și pe 10 străzi comerciale foarte circulate, fără a decide însă o închidere totală în scopul limitării infectării cu noul coronavirus în capitala germană. Deși rata de infectare din Germania este mai scăzută decât în numeroase alte state europene, numărul de contaminări este în creștere, ajungând la un record zilnic de aproape 8.000 de cazuri. Bulgaria impune și ea purtarea obligatorie a măștii în toate spațiile exterioare începând de mâine, după ce numărul cazurilor de coronavirus din ultimele 24 de ore a atins un nou record.